Și acum să vedem pentru ziua de luni, 16 august, zi în care Venus, planeta iubirii, intră în zodia balanței, în propriul său domiciliu, care este energia cărților de tarot. Aici avem 9 de săbi, o carte care vine cu foarte multă tensiune în spate și care te îndeamnă să renunți la griji. Nu are rost să te tot macini, să te tot consumi cu anumite gânduri, să tot retrăiești, să tot regândești ce s-a întâmplat în trecut. Trecutul s-a dus, nu mai ai cum să-l influențezi, dar prin faptul că tu alegi să rămâi blocată în greșelile din trecut, îți strici momentul prezent și pui o piedică viitorului, care este unul foarte luminos. Cu Venus în balanță, lucrurile se îndreaptă atât în dragoste, cât și în bani, în afaceri, în carieră. Cu roata norocului care a apărut ieri, norocul îți bate la ușă, vrea să vină în viața ta, dar aici sunt niște gânduri, niște tristeți din trecut care te țin blocată într-o energie toxică și care nu permit ca toate aceste cadouri frumoase de la univers să vină în viața ta. Mesajul acestei cărți este să ai încredere în momentul prezent. Ai încredere că ești acolo unde trebuie, la momentul la care trebuie, înconjurat de oamenii care trebuie, pentru binele tău suprem. Este luni, este o nouă zi, este o nouă săptămână, e o nouă șansă să o iei de la capăt. Efectiv, nu are rost să te blochezi singură în ce s-a întâmplat în trecut, în greșelile din trecut, pentru că oricum nu mai poți să influențezi ce s-a întâmplat. Ce s-a dus, s-a dus. Canalizează-ți efortul pe viitor, canalizează-ți atenția pe ce urmează să vină în viața ta. Și atunci când simți aceste gânduri toxice care apar în mintea ta, când începi iarăși să te gândești la oare de ce am spus aia, oare de ce am făcut aia, oare de ce mi-a răspuns așa, oare de ce nu mi-a răspuns așa, taie aceste gânduri de la rădăcină, elimină-le din viața ta, pentru că nu îți aduc nimic pozitiv. Îți drenează toată energia, îți folosesc tot timpul și toată atenția și tu ar trebui să-ți folosești creierul pentru lucruri mai benefice, mai profitabile, mai bune pentru tine. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea de tarot și vrei să vezi mai multe etalări, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!